Țăndărei, Slobozia, am fost astăzi și mi s-a făcut și colo și colo. Și am zis, măi, fraților, sunt și vaccinată. Dacă tot ne-am vaccinat, de ce să mai facem test? Acești pacienți se gândeau că vor fi testați pentru COVID și la Spitalul Floreasca. Surpriză însă, de câteva zile regulile s-au schimbat. Pacienții care fac dovada vaccinării și au cel puțin 10 zile de la completarea schemei de imunizare nu mai au nevoie de testare COVID pentru internare aici la Spitalul de Urgență Floreasca din capitală. Este important însă să nu prezinte simptome de infecție cu SARS-CoV-2. La fel și cei nevaccinați fără simptome respiratorii. Urgențele sunt oricum preluate imediat în zona roșie. Ce se întâmplă dacă cei care n-au trecut prin testare încep să aibă simptome de COVID? Persoanele respective sunt testate prima dată rapid, după aceea sunt testate PCR și în momentul în care s-a descoperit sunt mutate în salonul izolator și așa mai departe. În contextul epidemiologic actual, această probabilitate este destul de redusă. După ce a constatat că sunt tot mai puține cazuri noi, Consiliul Medical al Spitalului a decis să relaxeze regulile la internare, conform metodologiei Institutului Național de Sănătate Publică. Aceasta prevede încă din februarie că persoanele vaccinate complet sau cele nevaccinate fără simptome de COVID sunt exceptate de la testare. Cei cu simptome respiratorii trebuie însă testați. La fel, pacienții cu cancer sau hemodializați, gravidele și alte câteva categorii. Pacienții au dreptul să ceară testarea gratuită conform metodologiei INSP atunci când se internează în spital. Spitalele care mențin testarea și pentru cei exceptați trebuie să le asigure gratuitatea. La Timișoara, la Spitalul Județean de Urgență, tuturor li se face test. Le facem un test rapid, indiferent dacă prezintă sau nu simptome sau semne asociate infecției cu virusul SARS-CoV-2. De ce? Pentru că vrem să fim precauți. Am găsit un asemenea caz cu o persoană vaccinată. Și la Iași, la Spitalul Județean de Urgență, s-au păstrat măsurile de precauție. Se face test la momentul internării, test PCR, indiferent de situația vaccinării, pentru că există și posibilitatea ca ei să fie purtători și au fost cazuri. Din decembrie, aproape 24.000 de persoane vaccinate, adică 0,5% dintre cei care au primit o doză de ser, au ieșit pozitiv la testul COVID. Se adaugă 0,1% dintre cei cu schema completă.